Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre volumul Solara, semnat de Bianca Sârb, volum publicat în anul 2013 la editura Brumar. Rose, o adolescentă ce se bucură de popularitate în noua sa școală, are un secret. În trecut a suferit un accident, în urma căruia și-a pierdut absolut toate amintirile din copilărie. Despre acest secret știu doar cei mai apropiați prieteni și atunci când aceștia decid să organizeze o petrecere de ziua lui Rose, un șir de evenimente din ce în ce mai bizare încep să se întâmple, iar Rose este prinsă în mijlocul acestora, intrând într-un joc regulile căruia nu-i sunt deloc cunoscute. Solara este un volum tare captivant, urmărind viața lui Rose și misterele care nu întârzie să apară. Autoarea le introduce pe acestea puțin câte puțin în fiecare capitol, astfel încât ține cititorul mereu în priză. Magia, considerată de mult dispărută din lumea oamenilor, începe să iasă la suprafață, iar Rose este pusă în situația în care trebuie să găsească o cheie spre trecutul său și să facă față viitorului care promite să fie sumbru. Bianca Sârb știe să creeze personaje cu trăsături de caracter bine definite, astfel încât îți este foarte ușor să ajungi să simpatizezi pe cineva, să vrei să te ferești de un alt personaj sau să vrei să afli ce se întâmplă în viața fiecăruia. Indiferent că este vorba despre protagonistă sau personaje secundare sau terțiare, autoarea reușește să le contureze foarte bine, astfel încât îți dai seama ce fel de oameni sunt în jurul lui Rose. Nu este deloc greu să întrezărești personalitatea acestora din spatele cuvintelor sau a gesturilor pe care le fac, iar acest aspect oferă complexitate narațiunii. Elementul de magie este foarte bine ancorat în realitatea romanului și autoarea reușește destul de inventiv să combine istoria cu magia, dar în special cu mitologia dacă. Despre mitologia dacă nu am mai citit în alte cărți și mi-a plăcut foarte mult faptul că multe dintre evenimentele ce au loc în Solara au o legătură directă cu zeii daci. Autoarea atribuie niște calități supranaturale unor obiecte obișnuite și prin intermediul acestei tehnici, cititorul este introdus în totalitate în atmosfera din Solara. Solara este primul volum dintr-o serie, astfel încât în acesta are loc în principal descoperirea personajelor și setarea acțiunii. Conflictul principal este foarte bine setat în narațiune și abia aștept să descopăr ce se va întâmpla cu personajele în volumele următoare. Dacă sunteți în căutarea unui urban fantasy fascinant, cu elemente de magie și de mitologie dacă, vă recomand să citiți acest volum. Eu una abia aștept să apară continuarea și să aflu ce se întâmplă cu Rose și cu prietenii ei. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!